Iată, dragii mei, că Vitalis, feblețea mea, este alături de noi, din nou. Îți spun bine ai revenit la emisiune, am înțeles că ai venit cu două piese superbe, așa ca tine, că tu ești un băiat foarte frumos și un băiat cu mult bun simț și un caracter deosebit. Da, am venit cu două piese în premieră la dumneavoastră și la una din piese o să fac și un videoclip cu domnul Neacalu. Vreau să dedic aceste melodii tuturor îndrăgostiților. Și eu vreau să dedic aceste piese ale tale, în primul rând, tuturor telespectatorilor postului Mainele TV și, bineînțeles, tatălui tău, care întotdeauna este alături de tine și îmi place că te susține tot timpul. Chiar dacă tu ești un pic emotiv, dânsul te susține, dar sunt convinsă că tu te-ai obișnuit deja cu mine și nu o să mai ai emoții, nu-i așa? Da, cum să nu, familia este, cum să zic, Dumnezeul nostru, pentru că trebuie să fie aproape de tine la orice, și la rău și la bine. Da, asta ne-a dat Dumnezeu familie și astea, nu? Așa este, Vitalis. Eu îți doresc mult, mult succes. Am înțeles că o să faci și niște repetiții cu orchestra live și dacă tu o să începi să cânti live, eu am să te chem pe la nunți. Cum să nu? O să vin cu cea mai mare plăcere. Îți doresc mult, mult succes și haide să te ascultăm, da? Da. Urmăriți-mă!